Farmaciștii din Gorj se gândesc serios să nu mai încheie contracte cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. După ce le-au fost întârziate de contările rețetelor gratuite și compensate cu aproximativ 3 luni, reprezentanții casei continuă să-i uimească. Farmaciștii au primit astăzi un termen de 2 zile în care să depună documentația în vederea încheierii contractelor pentru eliberarea medicamentelor prin programele naționale. Astăzi și mâine sunt zilele în care se poate depune cererea, inclusiv dosarul cu destul de multe acte prin care dorim să intrăm în relație contractuală pentru programele naționale. Termenul mi se pare mult prea scurt. Mai mult decât atât, farmaciștii trebuie să achite și o taxă de 1000 de lei pentru evaluarea farmaciilor și a personalului, evaluare făcută de angajații CEJASE. Ne mai cer și o taxă de intrare în relație contractuală cu dâns și de 10 milioane pe unitate farmaceutică. Adică mi se pare deja cel care e datornic, tot el să ceară bani. Deci este primul an când la acest dosar trebuie anexat și chitanța cu plătirea taxei de 10 milioane. Reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate nu înțeleg motivele de nemulțumire ale farmaciștilor și mai mult decât atât nu le pasă dacă reprezentanții unităților farmaceutice mai vor să elibereze medicamente compensate și gratuite. Farmacie trebuie să depună documente acum pentru programele naționale. Nu sunt multe, le au, sunt doar copii după ele și sunt obligați să le aducă dacă vor să elibereze medicamente stabilite prin programele naționale. Deci nu e vorba de contractarea serviciilor medicale pentru anul 2011-2012. În legătură cu taxa, nu este pentru contractare, este pentru o taxă pentru evaluarea furnizorului de servicii medicale. Astfel stând lucrurile, farmaciștilor nu le rămâne decât să decidă dacă vor mai avea relații contractuale cu CEJASE.